Hello everybody, welcome to our Bună ziua tuturor, bun venit în sala de presă a comisiei. Astăzi începem cu o declarație de prânz din partea doamnei comisar pentru politică regională, doamna Corina Crețu. Un călduros bun venit în sala de presă, după care doamna comisar va răspunde la întrebările dumneavoastră, după care va continua briefingul de prânz obișnuit. Bună ziua, mulțumesc, Margaritis, bună ziua tuturor! Am vești bune de împărtășit astăzi. Comisia a acceptat cererile Portugaliei, Spaniei, Franței și Greciei în vederea oferirii de sprijin din partea Fondului de Solidaritate în urma catastrofelor naturale care au afectat aceste țări în 2017. În total, vom mobiliza fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru cele patru țări menționate și fiecare țară va primi după cum urmează 50,6 milioane de euro pentru a sprijini eforturile Portugaliei de a repara și de a recupera pagubele în urma incendiilor devastatoare de anul trecut și pot să vă spun că am fost și eu în regiunea Centro anul trecut și am fost impresionată de cât de mari au fost pagubele și de pierderile de vieți omenești. Apoi, 3,2 milioane de euro pentru Spania, regiunea Galiția a fost și afectată de incendiile forestiere, aproape 49 de milioane de euro pentru insulele San Martin și Guadalupe după uraganele Irma și Maria. În ultimele luni am avut ocazia de a mă întâlni cu președinții regiunilor ultraperiferice afectate de aceste uragane și fiecăruia dintre ei le-am spus că pot conta pe sprijinul Uniunii Europene, că Uniunea Europeană nu îi va lăsa de izbeliște și astăzi putem demonstra acest lucru. Și în fine, 1,3 milioane de euro au fost alocate pentru insula Elena Lesbos, care a fost afectată puternic de un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter și de undele secundare ale acestui cutremur. Pe lângă această sumă de 104 milioane de euro, anul trecut am efectuat plăți în advans din Fondul de Solidaritate pentru Grecia, Portugalia și Franța. Decizia de astăzi demonstrează un lucru foarte simplu. Uniunea Europeană rămâne unită de la est la vest, peste mări și oceane. Așa arată cea mai frumoasă formă a Europei. Astăzi, prin intermediul Fondului de Solidaritate, încercăm să oferim o mână de ajutor europenilor care sunt afectați de catastrofe pentru a le permite să revină la viața lor obișnuită. De la înființarea sa în 2002, Fondul European de Solidaritate a sprijinit eforturile de reconstrucție în urma 76 de catastrofe, cum ar fi inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni sau secetă, în total 5 miliarde de euro în ultimii 16 ani. 5 miliarde de euro au fost alocate pentru a reconstrui clădiri distruse sau afectate, pentru a restaura servicii publice de bază, pentru a reveni la o viață normală după catastrofe și pentru a investi în măsuri de prevenție. Desigur, propunerea de astăzi trebuie adoptată de Parlament și Consiliu și trebuie să așteptăm ca aceste fonduri să fie puse la dispoziție printr-un buget rectificativ. Dar am încredere că Parlamentul și Consiliul ne vor da luna verde până în mai.